conexiune slabă și la mine. Hai, las, vom vedea. S-a deschis? Da. Ok. Bună, Cristina. Bună. Ne vedem astăzi. Chiar dacă avem o conexiune slabă, amândouă la internet, o să iasă sesiunea bine. Bineînțeles. Da. Astăzi lucrăm pentru Ionela, solicitanta noastră, și voi începe să citesc punctele. Da. Primul punct, de unde vin? Vrea să știe. Doi, care este misiunea? Mea. Trei, simte că este fric tot timpul și vara. Patru, dureri neelucidate medical în fosa iliacă dreaptă și în zona occipitală. Cinci, nu-mi place să mă ating sau să mă atingă cineva în zona ombilicului și pe creștetul capului. Îi face rău. 6. Îi se face rău când vede sânge. 7. Vede în ceață lucrurile care îi sunt foarte aproape. 8. Blocaj, sensibilitate în zona gâtului. 9. Ce să facă să poată auzi sufletul sau să recunoască vocea sufletului. 10. Intuiește că s-a mai întâlnit cu mine, Eleonora. Zice și altă dată. Să verificăm. Noi nu ne-am văzut prin Skype, prin nimic. Adică nu știu cum arată Ionela. Nici n-am intrat pe cont să văd. Mm-hmm. Nu, pentru că cu mine a luat legătura. Da, a luat legătura cu tine și da. Ok. Încep inducția? Da. Număr de la? De la 5. La 5? Ok. 5. Patru. Trei. Doi. Voi număra de la 1 la 3 timp în care te vei conecta cu partea subliminală a Ionelei. 1, 2, 3. O văd blondă și zulufată. Este o doamnă din anii 1500. Cu acele rochi frumoase care se purtau foarte împodobite în acea vreme. Dar culmea stă pe un gen de canapea din acele vremuri, să spun. Recamie, știi? Foarte frumoasă brodată, stă întinsă. Și se uită la un televizor. La cel, deci, practic nu este un televizor fizic, înțelegi? Da. Deci este o imagine proiectată în perete în fața ei. Da. Cum stă ea așa lungită, știi, rezemată de un cot? Ei, acolo în acel așa zis televizor eteric este o altă Ionelă într-un ținut foarte friguros, îmbrăcată cu o geacă super groasă, cu glugă, are numai ochii cu niște ochelari de protecție și este pe o sanie trasă de câini. Deci este un ținut nordic sau polar. Atinge partea subliminală a Ionelei, să vedem dacă este ea. Da, partea subliminală este în, în doamna din înalta societate. Da. Întreabă dacă... Josette o cheamă. Josette? Da. Josette. Și întreabă dacă vrea să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Desigur. Are maniere foarte frumoase.
O doamnă educată. Da. Ce este din scena asta? De unde e? Dintr-o viață trăită? Este Da? marcheză. E marchiză. Marcheza de Lefenac. De Fenac. Da. Ok. Întreabă ce vrea să ne arate cu imaginea aceea din ecranul din perete, cu ea într-un ținut nordic. Deci imaginea inițială cu doamna din înalta societate este o viață mult anterioară. Deci unde s-a simțit partea subliminală bine și a ținut să ne arate această scenă, cât de frumoasă era și ce bine o ducea, așa. Și cealaltă este imaginea pe care temporar o primește în minte. Doamna din înalta societate? Nu. 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 Partea subliminală de acum a Ionelei? Da, da. Ok. Păi și întreabă ce vrea să facem. Să mergem aici, în Ținutul Polar, să analizăm? Spune că vrea să o cheme pe acea Ionelă din Ținutul Polar Ok. la noi. Nu să mergem noi Nu să acolo. mergem noi. Da, De ce așa nu că vrea să mergem noi? nu-i bine acolo. Păi hai să o cheme pe doamna de acolo, pe Ionela de acolo. Da, veni, deci nu seamănă amândouă nici cum. Da. Este o femeie foarte înaltă, dacă nu are în jur de 2 metri aproape. Uscățivă, aproape scheletic de slabă, se vede pe sub haine, deci longilin așa, și cu trăsături foarte aspre. Este o femeie care a stat mulți ani acolo. Este un fel de cercetător la o stație meteorologică. Dar este o clonă a Ionelei. Deci este o clonă. Da. Hai să mergem. Nu. Deci spune-i părții subliminale a Ionelei să cheme responsabilul de proiect. Da, veni pufni și Tarantin. Este un reptilian. Cum îl cheamă? Stai să-i citesc informația, că nu vrea să vorbească deloc. Lucas. Lucas, parcă am mai avut Lucas reptilia. Nu știu. În altă sesiune. Ok, mi se pare cunoscut numele. De ce nu vrea să vorbească? Ți se pare cunoscut numele pentru că ai avut și tu de-a face cu el de aia. Da? Ok. Sunteți cunoștințe foarte vechi. Da? Da. Ai citit tu informația sau zice el? Nu, nu, am citit-o Ai eu. citit totul. Da. El ce face? De ce nu vrea să vorbească? Nu cred că suntem așa de importante să ne dea relații despre business-urile lui. Păi noi suntem mandatate de partea fizică a părții subliminale. Gândește-te că ființa asta din față, deci te-a interferat cândva și pe tine. Deci sunt două părți subliminale care au fost interferate de acest reptilian. Și el încă mai are curajul, ca să nu spun tupeul, să mă exprim frumos totuși, politicos, să nege că trebuie să dea informații. Hai să vin și eu în scenă, acolo dacă nu sunt. Bine, uite, spui o protecție clopot și vin și tu. Da. Spune părții subliminale a Ionelei, că despre ea vorbim acum, să-i amintească lui Lucas că o interferează și se află Lucas în sfera ei energetică. Și pentru asta este obligat să răspundă la ceea ce îl întrebăm și să ne dea informațiile
pe care le solicităm. Da, a auzit, nici nu trebuie să-i spună partea subliminală, dar partea subliminală repetă și o spune. Da. Ca să fie spus, să fie treaba corectă, să nu pară că încălcăm vreun liber arbitru. Mi-a spus cu mândrie că el a încercat să ne strice conexiunea și a băgat codița, înțelegi, la tine, înțeles. Deci, practic, problema foarte puțin a fost la mine, probabil am curățat, știi, dar problema era la tine, știi, deci îți pregătea un șut de ființe bionice să intre pe conexiune, pentru că simțea că a spus că toată noaptea trecută a stat din bula lui departe de tine, că aveai protecție pe casă, pe tine și așa, și te-a privit și căuta un mod. Dar ce are cu mine? Ce treabă mai are cu mine? Deci el nu... Am rupt contractele? Eu nu-l urăsc, nu am niciun fel de energie vis-a-vis de el. În cel mai bun caz pot să-i trimit iubire. Niște bule mari îi fac din iubire. Mi-a spus că i-a mai trimis și mi-arată coada prăjită. Nu. Păi uite, îi mai pun vreo două, trei. Iubire. Deci de ce vine el și stă pe lângă mine dacă noi nu mai pentru avem nicio... Că, păi nu mai aveți nicio treabă, dar întotdeauna entitățile care vor fi scoase ceva vor încerca să facă. Și a prins un, știu, o veche memorie. Știu? Da, da. Și s-a gândit. Da, uite ce facem. Eu iau o bilă de lumină pe care i-o trimit fix pe fișierul ăla cu amintirea mea în memoria lui. Să o primească, adică o primește, nu o primește, oricum o primește, dacă el vrea sau nu. Deci nu mai are un ochi de la iubirea ta. Așa, înțelegi? Și da, amintirea. Da, s-a ars cu totul, dar se reface. Da. Deci imediat, imediat structura. Ok. Deci vorbește acum cu noi? Da, este gata să ne dea informații. Okay. Numai să-l lăsăm să plece odată. Păi nu, întâi ne spune de ce se află în sfera energetică a solicitantei noastre și care e scopul proiectului. Să ne descrie. N-ai văzut că avea o clonă? Da, ce? De asta. Așa zice, n-am văzut că... avea o clonă, deci răspundea de acea clonă. Acea clonă făcea treburi. Ce treburi făcea? De fapt, nu este o stație meteorologică, ci la nivelul minus 5 sunt numai corpuri. Începând de la 2 luni, vine informația până la 27 de ani. Sunt corpuri, deci sunt clone acolo. Deci, practic, ea credea, știi, clona, că lucrează la stația meteorologică, trebuia să supravegheze temperatura, spunea că... Deci nu are, n-avea acces. Da. Știi, de la nivelul minus 2, știi, cum este construită acea stație meteorologică. Cum a ajuns să facă clona asta, să ia material genetic de la... solicitanta noastră. Acum 3 vieți. Da. Luat material genetic, da. În alte contexte. Acum 3 vieți, solicitanta noastră a fost pianistă. În Canada. Da. La un moment dat a avut un accident casnic și și-a ars langele de la mâna dreaptă. Era o pianistă care promitea de succes. Avea 19 ani când i s-a întâmplat acest accident. Așa a interferat-o. Și acesta era un program pe karma din acea viață. Deci ea niciodată nu s-a împăcat cu gândul că până la urmă a pus un fel de proteză cu care își punea... Își făcea cât de cât treburile personale, se putea îmbrăca, pieptăna și așa mai departe, dar niciodată nu s-a mai putut întoarce. La muzică. Deci, da. Deci a fost o viață și să știi că a sfârșit-o prin sinucidere. I-a luat visul, i-a luat...
Deci i-a dat visul ca să îl ia. Da, în da. Acea viață. Da. Înțelegi? Da. I-a dat ca să-i distrugă și i-a distrus viața. Da, a lăsat-o să fie aproape să-l atingă și în momentul când era în culme, deci urma să aibă un concurs de consacrare, cum ar veni. Ok. Ce spune partea subliminală a solicitantei noastre, văzând lucrurile astea? Să știi că nu se înfurie. Deci, a înțeles. A înțeles că Domnul trebuie să plece acum. Din viața ei și așa mai departe. Și că acea clonă trebuie să-i predea ADN-ul, pentru că nu este o ființă vie cu adevărat. N-are decât memorie pe care memorii le transmitea în mintea solicitantei noastre, creându-i diverse stări nebenefice. Spune-i părții subliminale să comande acestei clone. Nu să comande clonei, deci să-și ia ADN-ul, da, pur și simplu, de acolo. Să-și-l reclame. Dacă ștergem contractul, ADN-ul se... Vine, nu? Vine și deci nu mai este preluat. Bine. Okay, și cel mai bine, pentru că nu trebuie să-l mai curățăm. Da, nu mai trebuie să-l curățăm. Atunci, hai să facem așa. Mergem înainte de a încheia contractul, cu câteva momente. Și hai să vedem ce zice partea subliminală, ce face când se apropie momentul acela cu accidentul și cu interferare. Dacă schimbă comportamentul. Deci are o lampă cu gaz. Înțelegi? Și este făcută să o izbească cu mâna și toate lucrurile iau foc și brațul ei ia foc. Deci așa s-a întâmplat accidentul. Foc. Așa. Mergem înainte. Un pic înainte. Nici nu mai intră în acea cameră. Îi cere contractul. Îi cere contractul lui Ionela de atunci. Da. Ne apare... iarăși reptilianul cu contractul și încă cineva. Cine mai? Deci sunt două ființe, care, două entități care au făcut acest contract. Așa, deci este o ființă albă de plastic. Adică ea are înfățișare de umanoid de plastic. Păi și sunt... E un contract format din două părți? Da, este un contract format din două părți și mai există o clonă. Stai așa, care iese tot, dacă luăm încet. Deci partea subliminală a Ionelei, deci reclamă contractul în întregime. Da. Și toate clonele care i s-au făcut din acea viață în fața ei. Deci, are 5. Două erau viabile, 5 clone, așa, și 8 esențe de ADN în formare. Deci a fost foarte împărțită din acea viață. Poți să mă uit să văd ce ADN s-a pus în loc? Da. Așa, de curiozitate. Pentru că tot i s-a luat. Da. Are umanoid, dar ăsta umanoid e un liant. Așa, deci nu e pus pentru interferare. Da, are și ADN reptilian, sigur că da. Deci au pus un pic. Doar, știi... O reuși să... Da, o reuși să facă propriunța. Așa. Și are și mantid. Deci, ființa asta albă conduce proiectul împreună cu reptilianul, așa, și mai sunt și ceva mantide amestecate. Toate echipajul s-o să prezinte.
Da, a venit o mantie de lungă și două mai scurte. Știi? Și Și green avem. ba da, asta vreau să spun. Așa. Din spate se ițește capul lui Bazur. Bazur? Da. Oricum nu are nicio Da. importanță, e Nu, decât de nici nu i-am prelevare. cerut. Nici nu i-am cerut Da. și doi drăgușori mai mici. Da. Adică doi grei. Doi grei. Da, mai mici. Deci toți îi aliniați, da? În Așa ca linie, în față. fetele din Căpălna, frumos. Da. Așa. Aia pune să zic părții subliminale, să-i pună să danseze. Melodia cu astea, fetele de la Căpălna. Asta ca să vadă partea subliminală cum ei execută tot ce le spune. Ce Bă, fac? bine. S-au aliniat. Deci fiecare îl ține pe celălalt, știi? Și merg trang, știi? Da, piciorul la ființa aia albă, înțelegi? Da. Are un gen de bocan care o talpă așa de groasă, știi? Da. Și Ce face? calcă pe reptilian pe coadă. Și reptilianul ce face? Se roșește, se îngălbenește, se înverzește. Înțelegi? Ok, să facă 3-4 ture, cercuri pe melodia asta. Frumos, să știi. Da? Ce fac toți? Un ansamblu, dansează ce să facă. Am Cu spus-o. voieșie, cu voieșie, cu tragere de inimă. Nu pot să aibă voie și. A spus E, că păi. fii atent că spune reptilianul că nu ești chiar așa. Cum nu ești chiar așa? Ești chiar așa. Da? De ce? E cum este degradant pentru ei sau cum? Păi da, dita mai șefii de proiect îi pui să danseze. Eh? Nu ești chiar așa. Nu ești chiar așa. Ok. Partea subliminală ce zice a Ionelei? Partea subliminală și a eliminat din emoții, pentru că s-a înveselit cumplit de la scena asta. Și-a dat seama că poate să facă orice, deci nu poate să o sperie nimeni și nimic din toți acești nemernici care vin și ne interferează, oricât de fioroși ar fi. Ei se supun voinței părții subliminale interferate. Da? Oricât de vitești să dau ei și de șef și de toate alea. Eu am mai făcut ceva suplimentar, dar nu ți-am mai spus. Deci am zis păție subliminale să îmbrace pe grei în rochițele roz cu volane de Asta. tur. Sunt foarte Da, mă grațioși. dau seama. Dar aș vrea să iau o imagine de aici, să o pot proiecta în mințile voastre. Să vedeți cam ce drăgălași sunt cu botul și în fine, lasă-i încolo. Ok. Da. Bine, hai, ne-am distrat un pic. Contractele. Toate copiile, toate părțile de pe toate, din toate cotloanele temporale. Ne-a venit și o gen de ființă dansatoare. Ne-a venit. Deci este iarăși o ființă, știi? Deci e una din clonele alea, știi? O tipă așa, cam de 2 metri, gen braziliancă. Unde era, la Rio? Nu, nu, era în Uruguay. Ok, deci tot. A Frumoasă venit. creație, da. Contractul. A venit. Acum se întregește contractul de asta, deci îl supraveghez, văd cum se întregește. Îl lipesc, gata, îl avem pe tot. Ok, ce vrea să facă cu el? Solicitare. Să-l ardă. Ars. Ars și cenușa în portal. Da. Este cum să spun, un cumul de energie foarte mare și vrea să-l redăruiască universului, să curețe și să întoarcă în benefic de asta. Așa mi-a explicat. Bun, deci s-a ars contractul și ăștia întreabă dacă pot să plece.
Sunt cam rușinat, să zic eu. Da. Da. Să-și deschidă portale ei fiecare să ducă unde Deci, vrea. efectiv, reptilianul și-a băgat coada între picioare în față, înțelegi? Și ăla cu saboții, cu talpa groasă? Ăla n-a nicio treabă, că ăla e o ființă plasticată. Nu, e Dar tâmpit. ce e acolo în el anulează. Da, Că anulează. îi dai de mâncare. Deci, ce e acolo în el s-a făcut din portocaliu palu în portocaliu turbat, să spunem. Înțelegi? Deci s-a înfuriat complet acea ființă. Acea ființă, deci, avea treabă cu inima energetică a Ionelei. Toți în portale Și au deschis închise, port. Da. să le închidă după ei, partea subliminală a Nu. Ionelei. Nici nu cred că mai stă vreunul pe aici. Bun. Hai să ne curățăm de reziduri și... Și când veniți înapoi, te și uiți dacă mai e ceva pe linia asta temporală și adiacente din ce a fost. Nu, nu mai este. Deci nu v-ați întâlnit voi într-o viață, să știți. Ați avut Am avut înțelegere. aceeași interferență, am înțeles. Da, și se transmiteau Informații. informații, da. Din memoria de la una la alta. Vezi cum conștiințele se aud la Da. nivel ăsta. Informațiile se răspund despre tutindeni. Deci a fost, cum să spun, dirijată să ia legătura cu mine și nu cu tine, pentru că Nu poate s-a... vroia entitatea cu mine. Da, vrea să aibă loc acel bam. Vrea să nu aibă loc acel Da, bam, știi? vrei să mai bălu. Da, pentru că tu ți-ai fi dat seama, știi? Oricum n-au Bun. putut să o împiedice, vezi, tot a luat legătura cu tine. Nu, este foarte hotărâtă. Da. Ok, hai să vedem cum o vezi acum, cum se vede ea, partea subliminală a Ionelei. Este mult mai luminoasă pe dinăuntru, mult mai curată, dar tot mai sunt interferențe. Deci acesta a fost mai un contract. Da, hai să vedem ce mai vezi. Ce implanturi sau ce vezi? De pe creștetul capului Da. până sub șezut, cam la o palmă, Da. deci ca un fel de scurtă, știi cum purtăm noi scurtele iarna? Așa, deci nu un paltor lung, unul scurt, da? Deci are efectiv o vestă carbonică pusă. Deci această vestă eterică Da. carbonică este, cum să spun, este cititor și citește și redă informația. Este pliată, știi, pe corpul ei astral, știi? Deci, cum să spun, e foarte bine realizată. Da. Și are conexiuni. Are ca niște electrozi în partea de a capului, aici unde Da. sunt oasele, și la tâmple, la jumătatea distanței dintre crește și tâmplă. Deci sunt patru conexiuni rotunde, cam cât un ban, să spunem, de euro, așa. Și sunt legate de... Deci în vesta este mai lată decât de obicei. De obicei, știi, sunt aproape mulate ca o piele, dar asta este mai lată. Deci are în părți, în spate, un gen de armonică, ca la acordeon și se deschide conic de sus și acolo intră o ființucă și iese. Înțelegi? Cum arată? Este o fustă de lumină. Mă aștepta. Da. Ce fedele? Spune părții subliminale a Ionelei să-i comande acestui fedele să iasă și să se așeze în fața ei. Da, a venit. Este foarte mic. S-a făcut el mic, ca să nu vedem. Ea se spune, Ionele, să-i comande să se facă mai mare până la 1,5 m, atât. Că dacă îl lasă la
aprecierea ei, bă, să lunge, să fac de 4-5 metri. Da. S-a arătat. Cum îl cheamă? Mael. Mael, cu 2 de A? Da. Ăsta e nume de... Cum ar veni Arhanghel ceva, nu? Cu A-L. Da. Terminația. Arhanghel este, deci, rangul 4 în fedeleu. Așa spus. Deci este un D, dacă vrei să-i spui. Decât... 3. Păi e destul de înalt. Este destul de înalt, dar cum să spun, deci parte din contractul cu el este anulat de către Ionela, puncte din contractul cu el sunt anul, da, el nu mai poate să conecteze de plin să ia energie de pe Ionela. El trimitea subalternii să stea aici în vesta carbonică a Ionelei și ea îi dădea afară și a venit el special să vadă care-i treaba. Deci este un cumul, știi? Deci nu că stăteau toți. Vorba de un proiect eșuat, știi? Și a venit șefulețul, să spunem, ca să vadă ce se întâmplă local. Știi, el cu... Ia, să ne spună și nouă care era scopul acestui proiect sau în ce consta acest proiect. Vrea să treacă dincolo. Unde dincolo? Că de parcă n-am ști. Vrea să treacă dincolo de dimensiunea 4. Ah, cu odată cu PS-ul Ionelei? Da. Păi singur de ce nu trec? Nu au acces. Și dacă... Acolo trece numai ce e suflet. Păi și dacă stătea după Ionela, trecea? Măcar încearcă. Să urcă în căruță. Problema este că eu am văzut flash-uri din memoria solicitante noastre, în care ea și-a ridicat foarte mult vibrația, efectiv ea zvârlea afară din cocoașă, din acea vestă carbonică, așa, și ea călătoria între dimensiuni, știi, ca partea subliminală. Deci avea momente când mergea în cin. Și ei rămâneau acolo, căsuți, înțelegi? Cu tot implantul și cu toată vesta și cu tot. Că nu trecea. Vibrațional. Da, nu treceau vibrațional. Până la 4 rămâneau agățați. Când când începea 4,1, 2 și sub dimensiunile deja erau căzuți. Auzi, de-aia întreabă sub ce nume se mai prezintă el oamenilor? Rafael. Păi Rafael înseamnă că trebuie, el se ocupă cu vindecările, nu? Ei, da, vindecări. Aș fi în serios. Păi zic, așa spune el oamenilor. Deci nu spune el, spune programul lui. Da, programul lui. Dacă ar fi după el, nu s-ar ocupa cu nimic. Ar sta acolo, bun mersi. Ar aduna energie și ar... Papa. Da. Dar uite că-i pus la treabă. Da, așa zice? Da. Așa, și cei care îl invocă și îl pun la treabă să vindece, să face efectiv, ce face el când este invocat? Da, deci întâi provoacă afecțiunea și după aia o vindecă, ca să creadă în el. Ăsta-s profat. Deci ei provoacă, ei vindecă. Și nu-i convine treaba asta, nu prea-i convine că muncește, nu? Da, da. Când ar putea așa devenit omenirea asta, așa, spune că ar putea foarte bine să se schimbe tot programul ăsta religios și să spună ceva, să bagim toate mințile iar în întuneric. Și așa dintre voi, spune, care mai scăpați, eu îi trag înapoi.
cum îi trage înapoi. Deci pune de se reconectează cu religia. Știi? A spus nu Musa, numai eu, dar echipele noastre. Ah, de vorbește de echipele noastre? Da, aici? De treziți vorbește. Ah, da. Cum le spunem noi cei treziți. Da, știi? Da. Cum ne spunem între noi. Deci spune că mare parte din treziți s-au adormit. Da, deci s-au reconectat. Dar da. Să știi că nu spune adevărul, că nu-i tocmai așa. Că da. Mare parte este numai o parte. Este vorba de cei care nu și-au curățat complet fricile, știi? Pe aceia i-au putut reconecta. Da. Ok. Ce zice partea subliminală a Ionelei? Îi spune să-și ia bagajelul din spatele ei, pentru că i-a perturbat toate meridianele energetice din acea zonă și să plece. Stai un pic, că nu trebuie să pleci, trebuie să ne dea un contract. Păi da. Păi. Deci, spun părții subliminale să ne dea contractul întâi, să-și-l anuleze. Unde îl lasă să plece? Să-l cheme iar? Da. Mai el, auzi? Eu am știut că nu-i numele lui, dar i-am făcut jocul. Când a început să vorbească, i-am zis odată, spune! Știi? Și s-a, cumva s-a speriat și a spus numele, știi? Îl aduce contractul, arată așa cu degetul, spune că pune-l mâna pe mine, va vine, da. Te ameninț. Nici o șansă, băiete, nici o șansă, pare rău. Deci îl blochez în clipa asta pentru că mi-induce gânduri aiurea. Îl blochez. Pentru că e vulpe. Este. Așa. Când am spus nicio șansă, a început să-mi transmită niște gânduri cumplite. Fiind în starea asta, știi, de conștiință modificată, eu le aud pe toate acum. Și pe celelalte și pe celelalte. Bun. Gata. Ne-a dat contractul. Îi spun părții subliminale a Ionelei să-l verifice, să vadă dacă este complet. Nu. Nu este complet. Pentru că contractul ăsta nu datează de aici, din viața asta. Contractul ăsta datează din prima viață când am venit pe Terra. Aha. Deci de atunci a avut de-a face cu ei. Deci a fost în Consiliul ei de încarnare. Și una dintre clauze era să aibă de-a face cu el ca ghid spiritual, în ghilimele, de câte ori ar fi fost nevoie să primească îndrumări, știi? Da. Bun, atunci mergem în prima viață, în prima încarnare. Da. Este în urmă cu 123.000 de ani. Dar nu te gândi că a stat pe Terra. I-a fost foarte mult bens, a fost dusă pe Sirius. Da. Da. A stat mult timp pe Sirius, acolo. Au încarnat-o pe Sirius de multe ori. Deci a avut încarnări intermitente. Sirius a? Da. Să știi că nu au ținut-o. Sunt perioadele vieții lungi. Lungi, deci am văzut o viață și de 700 de ani, de 500 de ani. Înțelegi? Vorbești de vieți pe Terra sau pe Sirius? Pe Sirius. Pe Sirius. Da. Așa. Pe Terra cea mai lungă viață a avut-o de 325 de ani. A patra în șirul încarnărilor. 1, 2 și 3 au fost scurte, știi tu, ca să înveți experiența morții. Bun. Ia să vedem, noi poți să o întrebi pe partea subliminală de unde a venit? Da.
Este din constelația Lira. Deci o liriană? Da, da, nu e o liriană leu, cum găsim. Da. Ce? Este o liriană pasăre. Lira. Așa mi apare partea subliminală. Ca o ființă pasăre de cristal. Cu o coadă făcută din așa foarte bogată, imensă. Ca la păun? Ca la păun, dar stai să o întreb dacă asta e forma e normală sau e o formă sub care lor le pasărea paradisului. Și am spus că dacă e forma lor de existență normală sau e alta și să-mi spună și locația exactă. Constelația Lira e constelația Lira. Alp Lux se cheamă steluța de unde vine asteroidul micuț. A fost steluță și este stins. Este un asteroid. Bun. Nu, nu este. Deci le place lor să gătească așa. Nu este. Sunt umanoizi, dar sunt umbre. Dar nu umbre în sensul urât, că sunt urâți la culoare. Nu, energetici. Energetici. Dintr-o energie, da. Da, dintr-o energie. Deci nu există corp fizic acolo. Și am întreb ce a căutat în materie. Și a spus că să nu ne gândim că pentru ființele chiar cu vibrații, cu energie care trăiesc așa, deci întotdeauna a intra în carne a fost o tentație. Să vadă cum este. Da, curiozitatea conștiinței. Da. Da. Păi și? Dacă ia a văzut, vedem. I-a plăcut? Nu, ia să păi? Vedem. A zis că după asta pleacă. Oricum nu mai stă. Ia să vedem dacă ea a venit cu vreo misiune încoace sau a venit din curiozitate. Da. Nu, a venit din curiozitate. Dacă am costat-o. S-a făcut un consiliu acolo, știi? Da. Și au pus niște condiții pe la încarnare. Da. Bam, bam, două încarnări cu moarte, prima cu moarte prin sufocare la vârstă mică, 4 ani, al doilea moarte prin accident, era dezintegrată ca esență atunci. Păi cum abia s-a accidentat? În ce fel? Deci a căzut un bloc de piatră peste ha. El. Înțelegi? Un bloc de piatră uriaș, ce să spun, de dimensiuni foarte mari, efectiv l-a fărâmat. I-a ieșit esența sufletească prin toate părțile, a zburat. Plus că, știi, fiind blocul de piatră foarte mare, cum să spun, corpul fizic a rămas acolo multă vreme. Și au ținut-o efectiv în astral, până s-a dezintegrat acel corp. Îți dai seama? Deci o perioadă mare de timp. Îmi vine informația în jur de 250 de ani terestri. Pentru că corpul, fiind strivit sub piatră, n-a putut să, să fie aibă, luat. Da, să se descompună. Nu, nu intrau microorganismele, bacterii, da. Suficient. Ok. Contractul? Da, l-a cerut. Deci l-a cerut pe un domn hotărât care nu dă loc la alte mieuneli și interpretări. Spun mieunel pentru că avem o ființă pisică, bipedă, un corp foarte languros, așa în consiliu. Tu știi că este o esență din lira lor? Asta din consiliu? Da. Ce face? Își trădează neamul? Și-au trădat. Deci o parte din lirieni și-au trădat. Deci au fost grav interferate de ceva ca horușii. Înțelegi?
Și până la urmă au cedat și au colaborat. Și ei emanau, știi, făceau emanații, ca părțile subliminale, știi, să-și dorească experiența asta. Pentru că într-o lume pură care nu cunoaște răul, nu cunoaște dualitatea, știi, este foarte ușor să deci ei nu verifică adânc informația, da. Pentru că ei nu... Nu știu, nu cunosc că există altceva, da. Nici nu le trece prin cap. Da. E, acum le trece după acum ce au învățat. Da. Da, bun. A luat contractul, așa îl dezintegrează efectiv. S-a scuturat pe mâini de reziduri. Este gata. Ok. Ce fac toți ăsta, FDL-ul? Mael. Mai el era printre cei de la Consiliul de Încarnare. Vreau să spun că e al treilea în șir, s-au pus așa, unul în spatele celuilalt, să ascund. După ce și, în general, părțile subtile își ard contractele, deci ei au o frică să nu se răzbune partea subtilă pe ei, pentru că au mai existat incidente. Deci părți subtile care le-au descoperit și pur și simplu le-au ars. Le-au făcut scrum, știi? Nu pe ăștia, de când ar mai fi. Pe alții. Alte consilii de încarnare. Bun, acum m-a luat într-un portal în care miroase a fân cosit. Vrea să odihnească? Da, 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 un pic. Un pic, așa. Foarte frumos. Deci este un... Chiar este un câmp cosit. Și miroase a câmp. Îmi spune că îi place foarte mult senzația asta. Și mi-arată iarăși o viață, știi, ca țărâncuță era, înțelegi, fermieră, practic. Foarte frumoasă era în acea viață. Și era și soțul și copilul în acea viață. Erau trei surori. Munceau la câmp, știi, dar munceau cu drag. Munceau pentru ei. Să-și procure hrana. O da. Viață, o viață blândă, liniștită, nu terminată frumos, așa că nu mai intră. Nu mai intră. Că suntem aici să ne odihnim. Bun, gata, ne-am odihnit. Mergem mai departe. Venim înapoi de unde am plecat. Da, da. Să ștergi toată linia temporală. Am mai rămas numai viața de acum și aici, pentru că esențele ei nu sunt împrăștiate. Înțelegi? Nu știu, cred că a făcut partea ei terestră o tehnică de, și le-a adunat, a spus formule, ceva a făcut, că nu are esențele împrăștiate în toate viețile. Cum vezi acum partea subliminală? Este foarte luminoasă. Deci este ca o flacără puternică care arde înăuntru și inundă corpurile subtile, luminându-le așa pe dinăuntru, făcându-le să semene cu lucirile unui cristal. Cristina, trecem la puncte? Da. Ok. Primul punct, de unde vine? Ca parte subliminală am văzut. Din Lira, constelație... De pe asteroid, da? Da. Care este misiunea în această viață? În această viață strict, da? Da. Misiunea ei în această viață este de a-i trezi și pe alții. De a atinge la astral și în fizic părți subliminale și părți terestre. Și de a le spune adevărul. Deci de a răspândi cunoașterea și adevărul. Ok, deja a început să o facă, da? Da. Simte că este frig tot timpul și vara. Da, simțea energiile de la coloana din Antarctica. Are dureri neelucidate medical în fosa iliacă dreaptă și în zona occipitală. Implanturi. Vesta carbonică. Și electrozii și punctele de fixare. Da.
Nu-i place să o atingă cineva sau chiar ea să se atingă în zona ombilicului și pe creștetul capului. Creștetul capului știm deja că Da. a fost responsabil fedeleul, iar în zona ombilicului este vorba de materialul genetic luat și de conexiunea cu mantida, da. Îi se face rău când vede sânge. Este foarte empată, trebuie să fii atentă. Înțelegi? Pentru că ea a trecut prin multe practici de-a lungul liniilor temporale pe care le-am șters, în care a murit însângerat. Și imaginile din mintea ei, din memoria ei, pardon, se corelau cu evenimentul în sine. Deci îi se deschidea canalul empatic numai ca să-i provoace are o stare ca de durere proprie, așa îmi spunea partea subliminală, în momentul când vede sânge. Ea trebuie să învețe să-și circule această energie. Deci să o vadă ca din afară, nu să o Da. simte ca fiind a ei. Da. Vede în ceață lucrurile care sunt foarte aproape. Este momentul când intra fedeleul. Înțelegi? Deci păpa multă energie, ca și cum primea un șoc de curent, știi? O undă magnetică, cum spune partea ei subliminală. Deci, și să nu se sperie, pentru că încet, încet ea va putea vedea în astral. Ok. Blocaj, sensibilitate în zona gâtului. A avut un implant și l-a scos. Deci ea lucrează foarte mult cu ea. Ca parte fizică este foarte conștientă și lucrează foarte mult cu ea însăși. Ai văzut că a avut puterea să blocheze fedeleul, da? Da. Da. Ce să fac? Ah. Să știi că în chakra gâtului, de exemplu, ea ca ființă. Deci, uite, durerile, știi, energiile de pe la alții, pe acolo le absoarbe. Ce să facă să poată să-și poată auzi sufletul, vocea sufletului? Să vrea să-l audă, atât. Să-i vorbească. Seara, să înceapă exerciții. După ce își face ea ce are de făcut seara, înainte de a se culca, se spune în sufletelul meu: vreau să vorbesc cu tine. Eu sunt mintea ta, da? Practic, mintea vorbește. Eu sunt mintea ta. Vreau să te simt, vreau să te aud. Și vreau să conlucrăm împreună. Da. Intuiește că s-a mai întâlnit cu mine și altă dată ceea ce am văzut. Da? Hai să începem curățirile, cu ce cor vrea să înceapă partea subliminală a ei. Cu corpul mental, pentru că corpul emoțional este aproape curat. Deci au mai rămas energiile unor programe implementate care se vor curăța oricum, rescanăm corpurile. A început deja, deci cât am rostit eu, a început deja și scoate din sertăraș, scoate foarte harnică, foarte harnică. Și partea mea fizică este foarte harnică și foarte iute, îmi spune. Partea e subliminală. Deci, partea subliminală este foarte mulțumită de partea ei fizică. Asta e un lucru bun. Există o conjunctură de iubire, de comuniune Da. între ele. Înțelegi? Deci o iubește pentru că e luminată, Da. e trezită, Da. știe ce vrea și Da. zice că este foarte hotărâtă. Mare parte și din programele a șters prin schimbarea atitudinii. Gata, și-a curățat corpul mental, și-a curățat și corpul emoțional. Spune-i să-și curețe și locația. Stai un pic, că își curăță chakra corona.
chakra corona își curăță chakrele, dacă Aha. partea subliminală asta vreau, mă uitam. Știi ce a scos lumină din inima energetică, a băgat-o prin chakra corona și acum o scoate prin toate chakrele și Ah. le desfundă Face, și da. le armonizează. De asta mă Ah. uitam. Da, uite ce metodă frumoasă are. Și circulă și înapoi, știi, intră, iese. Bun. Am făcut un flux. Da. Lasă-și termine fluxul. Așa au căzut reziduri, au căzut ca un mâl, ca un pământ, ca niște frunze, așa, din chakra a treia. Vreau să o transform în copacoare. Bun. Le-a curățat pe toate. Și da, și uite, a început să-și curețe locația, pentru că ți-a auzit intenția. Așa, ia să te pun și pe tine să-ți cureți locația și orice rezidu. Deci adunăm și toți nanoroboții care s-ar putut fi împrăștia prin conexiunile noastre, prin case, pe noi, ca parte fizică, prin haine. Și cei vizibili și cei invizibili. Așa. Luminați-vă-ți. Da. Ionela este gata. Eu sunt gata. Eu? Și tu ești gata, tu trebuie să te duci la nani. Spune partea ta subtilă, chiar trebuie să te duci la nani, că Chiar am căscat acum. M-am trebuie trezit să, de vreme, ți-am zis. da, M-am obosit. deci e obosită partea subliminală. Da? Glumesc, Da. părțile subliminale Nu nu obosesc. Partea fizică. le scade energia, să știi. Da. Deci când partea fizică obosește, partea subliminală are energia mai Da, și scăzută. iese, și când dormim, partea subliminală iese din corp ca să se reenergizeze, nu? La unii, apropo că am deschis subiectul, la unii sunt atât de interferați încât sunt lăsați numai să-și creeze un cordon. Deci nu sunt lăsați să treacă până unde ar trebui, până în oceanul acela de Da, energie da. frumoasă. Acum că dacă îl văd, ia să vă transmit la toată lumea. Ție, Ionelei, și tuturor care primesc acest video, să vă transmit senzația care o ai atunci când sufletelul tău face baie acolo. Bun. Deci nu spun cum este pentru că aștept să mi se spună ce a simțit fiecare. Bun. Păi, ce mesaj are de transmis partea subliminală a Ionelei? Ionele. Încredere deplină în ea și o să audă și vocea interioară. Că practic a urmat vocea interioară, numai că n-a identificat-o corect. Deci sinele ei divin i-a dat pași de urmat și a făcut deja anumite lucruri. Să continue cu mare încredere în ea și să nu se mai dea cu ruj așa de roșu. Aul. Nu-i place părții subliminale? Da. Asta e culmea. Da. Da. Ok. Cristina, ne pregătim să Da. intri? Da. Ok. Încep să număr. Te deconectezi de la tot și toate. Doi. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. Trei. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Patru. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată.
5. Deschide ochii. Bine te-ai întors, Cristina. Acum opresc înregistrarea. Bine te-am regăsit direct pe profilul Ioan.